Neața internațiune, e sfânta zi de vineri, iar voi tocmai vă luați frumoasa doză de haș, frumoasa doză de haș, pum, pum. Neața, dragilor, e vineri. Mulțumim celor de la Cola pentru frumosul brad de Crăciun pe care ni l-au trimis. Mă, eu nu prea sunt de acord cu chestia asta de Crăciun, cu tăierea brazilor. De fapt, nu sunt deloc de acord și mă super enervează. Și ce-mi place, că cei de la Cola au trimis un brăduleț care e în ghiveci, ceea ce e foarte tare. Deci mulțumim. Bun, hai să dăm drumul dozei. Mă, internautilor, am pățit o chestie zilele trecute care m-a făcut să înțeleg faptul că ești judecat în funcție de telefonul pe care l-ai. Și nu glumesc, serios. Și mai mult, inclusiv posesorii de anumite telefoane se comportă într-un anumit fel, știi? Față de alți posesori de alte telefoane, știi? O mică dispută între ei, știi? În fine, și cam așa e toată treaba asta în viziunea mea. Cine e primul? BlackBerry. BlackBerry? Da. Ce celule azi, Windows 95, bă? Are taste! Oh! Da. Și lasă-mă să ghicez. Stai pe Mirc acum, așa-i? Da. Pe Mirc! Da. Ce telefon? Ce te bagi seama? iPhone? Ce tot te bagi seama? Aoleu, snobule, care ești tu? Da, de ce snob? Băi, numai cu nasul pe sus și figuri, frate, cu iPhone. Ce, că am iPhone sau ce? Bă, dar uite la tine, că de bani ia puteai să... Păi tu ce telefon ai? De bani ia puteai să-ți iau... Da, că du-te, dragul, de aici, tu ce telefon ai? Am telefon, telefon public, da? Ce telefon e ăla, mă, amărâtule? E un Huawei. Huawei? Ce? Huawei! De ce e roz? Ești homosexual? Auzi, te rog frumos, este roze... E made in China, e roze. E, scrie și made in chinezesc. Și ce dacă e chinezesc? Care e problema că e chinezesc? Să știi că e foarte bun, da? Care e problema că e chinezesc? Care e problema? Înseamnă, adică e mai ieftin, dar are procesor dodeca-core, da? Are 25 da, da, de da, terabytes da, de RAM, da? Da, da, și da, da, camere de 85 de milioane da, de pixel. Da, 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 da. N-am niciun prieten. Hai înapoi, hai înapoi. Hai că ți-ai să uite ce telefon frumos am. Tu ce ai? Tu ce telefon ai? Iar ăsta, frate. Zi-mă ce mai vrei iar. Ce telefon ai? Sony. Ce e așa de amuzant? Sony? Da, Sony. Vai. Sony, ce e? Sony. Care nu pot să zic, nu pot să zic. De ce nu pot să zic? Zi, nu, nu pot. Zi, mă. E sigur? Da, zi ce. Vezi că zic. Zi. Știi bancul cu Sony? Nu. Sony e p***a în gură la toți, mă. Bă, dar mai poți? Ce telefon ai? Ce telefon ai? Nu știi din astea. Na, uite. Habar n-ai, nu știi să citești. Tesla. Exact. Serios? Na. Chiar te da? Da. Tu să vă și eu. Nu dau mă nimic. Hai, mă, să nu dau mă nimic. Da, mă, să văd, mă. Pleacă, mă, de aici. Hai, mă, uite, îți dau un iPhone pe el. Nu-mi trebuie niciun iPhone, lasă-mă. Îți dau și un Sony. Hă? Sony, căcăm pe telefoanele tale. Ce telefon e ăsta, mă? Samsung. Uite, vrei să vezi? Samsung? Da, Samsung. Nu, hai, lasă, mă. Nu, e ok. Mamă, să vezi. Nu, lasă, e ok. Dar de ce? Stai, tu liniștit. Explodează din ăla. Nu explodează, nu, doar, anumite, doar anumite modele explodează. Nu explodează! Mă, chiar ce prost ești, în gură de sellout. Eu am un Xperia, să știi, și merge foarte bine. Tu cu telefonul tot de c***. Bă, ouleu, calmează-te, frate, nu fi fustat. Sunt frustrat, bă, nu sunt fustat. Și ești un prost că te urmăresc toți copiii și îl imiți pe William Johnson. Bă, Oli, stai așa, hai să-ți explic. Nu mai explici tu mie nimic, bă. Îți dau un like și îți dau un subscribe. Ok, Jesus. Ce vreau să spun este că în cazul în care ești mulțumit de telefonul pe care l-ai, nu vei încerca să convingi pe alții că telefonul tău e bun. Știi? Pentru că tu știi deja. Dacă încerci să justifici că telefonul tău e bun, fără ca cineva să-ți ceară opinia, înseamnă că tu nu crezi că telefonul tău este suficient de bun. Același lucru se aplică și în politică sau în religie. Dacă încerci să convingi oamenii că zeul în care tu crezi e super puternic, știi? Și te enervezi când ei nu cred în zeul tău, înseamnă că tu nu crezi în puterea zeului în care crezi. Știi?
Dacă ai crede, fi mulțumit, domnule, eu știu o treabă, nu încerc să conving pe nimeni. Deci când mai vedeți păreriști din ăștia care își ridică telefoanele în slăvi și încearcă să vă convingă că telefoanele lor sunt cele mai bune, de fapt ce încearcă să facă este să se convingă pe ei înșiși că telefoanele lor sunt bune. Dar telefonul meu, Chong Wei, să știi că e foarte bun, fraiere. Parcă spune că mi-a dat unfollow. Tot apare în newsfeed. Se apropie sărbătorile și oamenii încep deja să se pregătească. Deja se simte, mă, spiritul Crăciunului. Nu, serios acum, nu știu când se împodobesc pomii, dar vă sfătuiesc să-i ancorați bine în cazul în care aveți o flocoșenie prin casă. Vechi! Mă, dar tu parcă mi-ai dat un subscribe, mă. În fine, pisica aia a stricat bradul de Crăciun. Deci trebuie luat altul. Și ce faci când ai nevoie de ajutor și de un brad nou? Păi sun la ambulanță, normal. Hai să vedem ce face ambulanța din satul tău. Care braț? Ia uite. Ambulanța din satul mare, care braț? Clipul ăsta a fost filmat în satul mare, unde aparent ambulanța face și catering. În unele părți, moșul aduce bradul, în București Coca-Cola aduce bradul, după cum vedeți, iar în satul mare, ambulanța aduce bradul. Dar știi cine nu simte spiritul Crăciunului? E proful ăsta. Adi, stai aici! Adi! Adi! Tu îți dai seama cât de tare l-au enervat elevii pe omul ăla de a reacționat așa? Adică e groaznic pentru un profesor să ai niște elevi care râd toată ora. Mai ales când e ilegal să-i bați. Adică toată ora decurge așa. لا كورة دكتور ندرس أيوة صح دكتور صح Mă, în ultima perioadă, Ghiduș tot merge la sală. Bă, și rezultatele, vă spun sincer, încep să se vadă. Mai puțin. Nu tot a mea e. Ia, și dincolo? Una! No, cât de văși pe tine așa, mami? Mamă, Ghiduș, dar ce bil ai! Sala face corpul frumos. Dar știi ce mai face corpul frumos? Notul. Păi și au găsit o nouă cale spre Narnia. Probabil sunt beți. Adică altfel nu mi explic de ce naiba e face baie în așa ceva. Dar știi care e problema cu băutura atunci când ții regim? Dacă te apuci să bei ca o vacă, strici tot ce ai muncit. Mi-au spus că strică, dar eu scu sticlan. Mi-au spus că strică, dar eu scu sticlan. Să beau, n-am buton de stop. Sticla nu are dop, sound-ul e dope. Până merg s-a catat ca Robocop. Vreau băutură, o găleardă și un mop. Toți îmi spun că sunt un penal. Promit că nu mai beau, dar o fac iar. Seară de seară. Ue, care ați construit stadionul în pantă? Vă vezi pe femeia în pas urce? Adică a și picat pe jos și s-a lovit. Cineva să cheme ambulanța. Măi, internauților, nu toți ne-am născut frumoși. Ok? Dar flocoșenia săptămânii chiar nu are compasiune pentru urâți. Deloc!
Vai, bă, bă, dar urât ești, Doamne, ferește! Uau, stai așa, nu, stai așa să mă uit la tine mai bine! Doamne, deci ești așa de urât încât toate filtrele de Snapchat te fac să arăți frumos! Bă, stai așa, fii lungă ce! Bă, faci urât ești! Bă, du-te, dracu, de urât! Bă, stai așa! Aole, trebuie să-ți fac o poză! Manu, că mi se strică camera! Vai, ce rasă ești! A, gata, știu, rasa mătii! Dragii mei internauți, vreau să vă fac cunoștință cu premiul Antena Stars pe care, da, l-am câștigat. Mulțumesc foarte frumos, vă mulțumesc vouă că m-ați votat, mă, și am ieșit pe primul loc cu o diferență de câteva zeci de mii de voturi. Adică ultimul link pe care l-am pus în descriere la Doză a avut peste 90.000 de click-uri. Deci sunteți awesome, mă, internațiune. Și, drept răsplată, o să trebuiască să vă arăt prima doză, pentru că așa am promis și vă voi arăta, și să prezint doza dezbrăcată. Așa că o să le fac pe amândouă, o să pun prima doză și înainte de prima doză o să fac o introducere, basically, să vă explic care e faza cu prima doză și introducerea o fac în chiloți. Bun? Ca să fie toată lumea happy. Și când voi posta această doză în chiloți? De Crăciun! Pentru că nu e așa, e cel mai potrivit moment al anului. Bun, uitați, scrie Star Online. Ăsta este semnul de la Rolls Royce. Vezi? Ăsta e. Rolls Royce, dar mă că ține o steluță așa și o dată. E tipa aia de la wrestling, știi, care trece cu pancarda runda 2? Nu, asta e. Exact asta e. Ok, o steluță. Foarte frumos. Am fost și la gală. Bun, hai să citim comentariile. Săptămâna trecută vă întrebam voi pe cine ați vrea să mai vedeți o dată. Sebi spune, aș vrea să mai văd o dată pe bunicu. Sebi, uite-l. Cu plăcere, Sebi. Iar Nicu spune, aș vrea să-l mai văd o dată pe tovarășul Ceaușescu. Mă, Nicu! Vrei să-l vezi pe Nicu? Uite, Nicu, pentru tine, tovarășul Ceaușescu, toată gloria și splendoarea lui. Și apropo de splendoare și glorie, m-ați întrebat dacă telefonul ăsta este de plastic? Nu e de plastic, e de aluminiu. Ok? Aluminiu. Exact ca furculițele lui Măta. Sunt de aluminiu ca și telefonul ăsta. Nă, dragilor, asta a fost doza pe săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să dați doza și altora și să-mi spuneți iOS sau Android. Și de ce? Simt întrebarea asta. Lăsați-mi comentariile voastre în secțiunea de comentarii. Eu sunt Mikey H, iar voi, ca în fiecare vineri, tocmai v-ați luat doza de H. Pa! Dar eu-s cu sticlan, mi-au spus